Sărbătorile sunt o perioadă dificilă pentru organism din cauza mâncărurilor foarte grele consumate zile la rând. Odată cu terminarea perioadei festive, o cură de detoxifiere este binevenită, spun slătinenii care s-au înfructat din delicatesele preparate pentru mesele de Crăciun și Revelion. Ciorbă de praz, mâncare de fasole și salate sunt doar câteva feluri de mâncare pe care le au în meniu în aceste zile. Bună ziua! Ce-ați cumpărat de la piață? Bună ziua! Am cumpărat în primul rând pâine, că nu aveam pâine caldă, așa? După mesele copioase? Fasole, așa, ca să mai mâncăm și fasole, să mai dezotificăm stomacul, cum n-ai bine să zice. Înseamnă că de sărbători ați mâncat mai mult? Am mâncat mai mult, da, de sărbători. Pentru ce ați venit astăzi la piață? Pentru mici cumpărături. Mai exact? Mesele copioase? Fructe multe. Și legume? Dețuri? Și verdețuri. Și verdețuri. Văd că sunt în plin în piață. Și prețuri? Accesibile. Ce ați cumpărat după aceste mese copioase? Bună ziua! Fructe și legume. Acum câteva zile mergeți pe fructe legume? Sigur că da. Verdețuri? Și verdețuri. Cum vi se pare oferta? Este bogată în piață? Este. Pentru sezon e potrivită. Aveți de unde alege? Sigur că da. Iar prețurile cum vi se par? De asemenea, corespunzătoare. Am cumpărat niște fasole, ca să fac fasole, niște verdeață și acum mă uit să văd ce mai încade ochii. Să înțeleg că după mesele de sărbători, ceva mai ușor. Cam așa, să știi că chiar ne-am săturat. Asta e. Așa e românul, să aibă grămadă acolo și pe urmă nici nu mai vrea să mai audă. După mesele copioase, ceva mai ușor? Da, verdeață, nu vedeți. Afară de verdeață? Cam atât, fructe mai avem. Pe acest lucru mizează și producătorii care au adus la piață marfă proaspătă și speră ca vânzările să crească în această perioadă. Acum, după sărbători, a mers mai bine vânzarea la legume, fructe? La fel, nu prea. N-am mers nici mai bine, nici mai prost. După cum vedeți, am venit cu produse din ăștia proaspete, verdețuri, ceapă, ridichii, salată, praz. Lumea mănâncă mai ușor acum după sărbători și sperăm să avem succes la vânzare. Lumea le caută, sunt foarte căutate în sezonul ăsta. În piața Zahana, salata verde costă între 1,50 lei și 2,50 lei bucata. Prazul se vinde cu 2 lei legătura, iar ridichiile cu 1 leu. Chiar dacă suntem în plină iarnă, pe tarabele din piață se găsesc și tomate oltenești, care se vând cu 5 lei kilogramul. Ofertă bogată au și comercianții de fructe, iar prețurile sunt accesibile, spun slătinenii.